ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Iată că începem din nou dintr-un cimitir. De această dată suntem pe calea Griviței, suntem tot cu Mihai și... Salut, Mihai! Salut, salut! Deci am pornit chiar din cimitir. Da, suntem în cimitirul Sfânta Vineri. Cimitirul găzduiește o alee pe care au fost mormântați mai mulți ilegaliști ai Partidului Comunist din perioada interbelică. Este o alee care a fost amenajată, nu știm când, eu am căutat o felul de documente în arhivă, dar n-am găsit, undeva către a doua jumătate a anilor 70 și începutul anilor 80. Și această alee, de vreo 100-150 de metri, pe această alee, sunt îngropați și demnitari, și membrii Partidului Comunist, și demnitari, și foști ilegaliști care, să zicem, n-au avut funcții în perioada comunistă. Da. Să începem, zic, să procedem. Da, să facem plimbărica. Aici, în stânga, avem pe Pavel Bojan. Dar nu putem să nu trecem fără să observăm și secera și ciocanul? Da, secera și ciocanul. Da, sunt niște pietre funerare tip standard, pe care se aplica simbolul partidului, secera și ciocanul. Da. Acesta este mormântul lui Pavel Bojan. Da. Este, se pare, o placă de marmură aplicată post. De ce m-am uitat la Pavel Bojan? Pentru că el este, a făcut parte din rândul muncitorilor greviști de la atelierele CPR Grivița, dar din Cluj. Okay. Pentru că mișcarea grevistă a cuprins toată țara și marile centre muncitorești, Galațiu, Clujul, Iașul și parțial Timișoara. Pavel Bojan a fost activat la Cluj, dar după aia, ulterior, după 1948, a venit la București și a ocupat o serie de funcții. A fost colonel de infanterie, mi se pare, în Ministerul Forțelor Armate. Apoi, mai în față avem mormântul lui Osman Hristache, da, și a soției sale Tinca Osman. El a fost secretarul, da, cel de aici din mijloc, da. La fel, a activat în ilegalitate, a făcut detenție politică, a suferit detenție politică pe la Doftana, pe la Caransebeș. El a fost secretarul de partid al ITB-ului, la întreprindere de transport București, și era și înrudit cu Gheorghe Udej. A locuit în primăverii, bineînțeles, în cartierul prezidențial, după 1950. Apoi, avem tot aici avem și... Deci avem și pe parte și pe alta? Da, da, și pe parte și pe alta, da. Pe unele, vedeți, au fost aplicate simboluri creștine, familiile ulterior, după 1990, l-au aplicat diverse crucifixuri sau cruci de marmură. Adică, practic, au scos simbolul de aici, da, și l-au răzuit. Da, sau l-au răzuit, sau au aplicat o cruce, de pildă aici. Da, aici se vede cel mai bine. Da, uite, secera și ciocanul au fost răzuită. Apropie-te puțin. Și a fost aplicată o cruce. Deci au fost aplicate simbolul creștine, deși ei au fost atei. Bineînțeles, conform doctrinei oficiale, la acea vreme ei nu puteau fi mormântați în ritual creștin. Și ei erau, din moment ce au activat toată viața în Partidul Comunist, evident că se mormântau laic, să zicem, în ritualurile erau laic, cu internaționala, fără preot, evident. Dar parcă ne-ai spus la un moment dat că uneori poate că voiau să facă și o mormântare creștinește, da, să zic așa. Da, de pildă la mausoleu în Parcul Carol, când aveau loc înhumări sau când erau adusă o urnă cinerară de la crematoriul Cenușa, pentru că urnele se puteau amplasa în hemiciclu, veneau și veneau rudele după mormântarea oficială, după ceremonia, da, oficială, și rugau pe administratorul mausoleului să le permită să facă o slujbă creștinească. Da, la foarte puțin dintre foarte ei. Puțin. Da, da. Bun, pe această alee sunt înmormântați nu numai cei care au făcut care au luat parte la grevele de la CPR Grivița, de la atelierele CPR Grivița, bine, sunt puțin, nu mulți, dar și foști luptători din brigăzile internaționale. Vedem, Velcescu Gheorghe, de pildă, a fost unul dintre administratorii mausoleului din Parcul Carol. Mausoleul din Parcul Carol a fost inaugurat în 1963 și a fost dezafectat, mă rog, mormintele și urnele cinerare au fost luate de acolo în 1991, când a fost adus mormântul eroului necunoscut la baza în fața mausoleului. Da. Iar Velcescu Gheorghe a fost unul dintre administratori numit în 1967. Apoi, așa cum am spus, să vedem dacă găsim, sunt și foști luptători în brigăzile internaționale. Da, aici în stânga l-aveam pe Leonte Tismăneanu.
care și-a pierdut un braț în Spania. Aici. Da. Deci cei care au luptat în brigăzile internaționale au luptat de partea guvernului republican, guvernului legal, împotriva celor care se răsculaseră, împotriva naționaliștilor. Și au fost a fost un contingent din România de 300-400 de luptători și unii dintre ei sunt mormântați aici. Îl avem pe Gavril Birtaș. Birtaș a fost colonel de securitate. A fost un mare mahăr în securitate între 48 și 52. A luptat în ilegalitate, a fost secretar al Comitetului Central în perioada ilegalității, a fost arestat în 1941 când a căzut secretariatul. Au avut noroc că au fost arestați în aprilie 41, înainte să intrăm în război, pentru că dacă erau arestați de după iunie 41, cel mai probabil ar fi suferit pedepsa capitală. Exact, așa au primit, da, și au primit 20 de ani de închisoare la proces pentru activități politice interzise. Da. Bun. Mai avem, ia să vedem, Popa Luric, aici dacă, da, nu este el, nu este Nicolae Popa, da. Luric. Ștefan Mureșan. Da, văd că ulterior au fost introduse și alte morminte care nu au legătură cu mișcarea comunistă. Da. Ia să vedem. Undeva pe stânga mi se pare este și aici mai sunt câteva. Da. Undeva pe stânga trebuie să fie și mormântul lui Lili Panet, Lili Panet care a făcut parte dintr-un grup de partizani care a fost capturat de siguranță în toamna lui 1941 și au fost executați pe 7 noiembrie, chiar pe 7 noiembrie 41, când se aniversau un număr de ani de la Revoluția Bolșevică și au fost executați pe 7 noiembrie la Jilava, tocmai pentru a da un exemplu. Da. Ca cine se răzvătește împotriva regimului Antonescu să nu mai facă acest lucru pentru că vor fi executați. Și au fost prinși grupul acesta și au fost executați chiar pe 7 noiembrie 41. Era undeva prin stânga, dar văd că nu mai găsesc. Da. Matei Nicolae. Matei Nicolae, da. Matei Nicolae a fost unul dintre demnitarii regimului comunist. A locuit pe strada Crângului în cartierul prezidențial Primăverii. A murit în 1984. A fost activat și la Capitală, a deținut funcții la Comitetul de Partid al Capitalei, la municipiul București și a fost și la primărie. Văd că a fost înmormântat direct aici, în 1984, pentru că unii au fost aduși. Unii au fost înmormântați în anumite locuri și apoi au fost aduși aici pe alea comuniștilor. Da, 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 da. De pildă, Avram Bunaciu și el a fost înmormântat pe alea comuniștilor. Avram Bunaciu a fost ministru al afacerilor externe în anii 50, mă rog, a fost și ministru al justiției și a fost înmormântat pe alea comuniștilor, dar rudele sale, soția sa l-a deshumat în 1990 și l-a îngropat tot aici în cimitir, dar nu știu în ce loc. Da. Mănescu Mircea. Aici în stânga. Da. Nu știu dacă este rudă cu familia Malea Mănescu. Nu cred, nu cred. Ion Grecea. Ion Grecea este membru fondator al Partidului Comunist în 1921, când a fost congresul Partidului Socialist în ceea ce astăzi este Piața Revoluției, pentru că acolo și avea sediu redacția ziarului Socialismul, iar congresul a avut loc în redacția în sala, într-o sală unde și avea sediu redacția ziarului Socialismul. Și Grecia Ion a fost unul dintre participanții la acel congres, care a marcat scindarea mișcării socialiste în Partidul Comunist pe de o parte și ulterior rămânerea titulatului de Partid Socialist, mă rog, au fost diferite facțiuni, Partidul Social Democrat, Partidul Socialist, cei care n-au aderat la mișcarea comunistă, și-au creat propriile partide de stânga, moderate, evident. Da. Avem Braunstein Adela, Luncan, Ben Iosis,
Traian Antonescu, la fel Traian Antonescu a luptat în Spania. El a participat și la grevele de la atelierele CFR Grivița de peste drum. Nu a fost condamnat, a fost eliberat după terminarea anchetei, deci în vara anului 1933. Ulterior a mai activat în Partidul Comunist și în 1937, dacă nu mă înșel, a plecat la rândul său în Spania pentru a se înrola voluntar în brigăzile internaționale din Spania. Această mișcare de recrutare a voluntarilor români pentru a se înrola în Spania a fost condusă de Partidul Comunist, a fost una dintre cele mai eficiente activități ale partidului în acea vreme, pentru că partidul era ilegal din 1924, a fost scos în afara legii, activitățile comuniste au fost scoase în afara legii, da, prin legea Mărțescu, care interzicea activitățile comuniste, nu interzicea partidul în sine, pentru că era împotriva Constituției și atunci au fost interzise activitățile comuniste. Da. Și din 1924 până în 1944, partidul a activat în ilegalitate. Ori această recrutare, masivă recrutare de câteva sute de voluntari, a fost coordonată de Partidul Comunist din România, așa cum s-a întâmplat în multe dintre țările europene care aveau mișcări comuniste, legale sau ilegale, și care au trimis contingente de voluntari în Spania. Noi am avut un contingent micuț, de, așa cum spuneam, 300-400 de voluntari. Deci mai mult a contat gestul, probabil. Da, unul dintre cele mai micuțe contingente. Nu au luptat într-o unitate de sine stătătoare toți. Da. Au fost disipați în mai multe unități și subunități de pe front. Dar am făcut și noi parte din această mișcare de a trimite voluntari, de mișcare de recrutare a voluntarilor pentru Spania. Cel mai mare contingent l-au trimis francezii, între 10 și 13.000 de voluntari. Da. Și chiar și polonezii au trimis, deși Partidul Comunist Polonez era interzis în Spania, cehii au trimis, acolo partidul activa legal, aveau și deputați în Parlament. Și așa cum spuneam, Traian Antonescu a fost și la Grivița, printre greviști, și a luptat și în Spania. Da. Apoi Gheorghe Vidrașcu a fost... Aici în stânga, da. Da, a fost primar, dacă mi-aduc bine aminte, a activat în ilegalitate și ulterior, în anii 50, a activat undeva la Ploiești. Cred că a fost prim secretar al regiunii de partid Ploiești și chiar a fost și primar al Ploieștiului. Dar sper să nu mă înșel. Dar la Ploiești, sigur, a activat. Pavel Babuci. Aici? Da. Da. La fel, a activat în mișcarea ilegală comunistă, în perioada interbelică. A deținut funcții periferice în ierarhia Partidului Comunist. Aici este Eva Birtaș, care este soția lui Gavril Birtaș. Nu înțeleg de ce nu au fost mormântați în același loc. Da. Ea văd că e moartă în 1987, el parcă era mort undeva... 83-84? Da, cam așa. Cam parte. Așa era, da. Și nu înțeleg de ce au pus în morminte separate. Ea a fost... Gavril Birtaș a fost colonel de securitate, iar Eva Birtaș a activat în sistemul penitenciar, a fost capitan de penitenciare, fiind șefa serviciului de cadre al Direcției Generale a Penitenciarelor. Deci ea s-a ocupat timp de vreo 2-3 ani de zile, între 52-54, de recrutarea cadrelor superioare din sistemul penitenciar românesc, în lagăre, colonii de muncă, unități de muncă și așa mai departe. Deci a fost un șef a cadrelor, să zicem, a sistemului penitenciar românesc, chiar în cea mai cruntă perioadă. Da. A avut un rol, deci, important. Soțul în securitate, da. Soția în penitenciare. Oare ce vorbeau seara? Da, 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 corect. Și cred că aici se încheie, dacă văd bine. Da, așa pare. Da, așa pare. Da, se încheie alea, văd că și... Da, da, se încheie. Da. Bine. Bun. Păi atunci... O să ne deplasăm în sus pe calea Griviței pentru a ajunge la fostele ateliere CFR Grivița. Mă rog, o parte din ateliere CFR Grivița, pentru că s-au scindat în anii 50. Hai acolo! Acum ne-ai adus într-un loc la care ai participat,
să vedem ceea ce vedem acum. Și mai departe ne spui. Da, 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 suntem pe calea Griviței, în dreptul uzinelor Griro. Griro, care s-a născut după Revoluție, pe fosta uzină chimică Grivița Roșie. Da. Calea Griviței vine, numele de Calea Griviței vine de la Reduta Grivița, din timpul Războiului de Independență. Până atunci s-a chemat Calea Târgoviștei, care ducea către Târgoviște, vechea capitală a Țării Românești. Da. Această placă, ea se afla sub un strat de tencuială până în 16 februarie 2018. Bine puțin, ca să arătăm ce strat, da, gros era pus. Da. Noi am aflat de ea de la istoricul Andrei Răzvan Voinea, cu prilejul unui tur din 2016, un tur care a avut loc în interiorul atelierelor CFR Grivița. Da. Și atunci Andrei Răzvan Voinea ne-a arătat, se vedea un colț din placă. Am mai încercat și eu să vin în 2017 să o decopertez, dar n-am reușit. Și abia în 2018, cu prietenii de la Miliția Spirituală, am venit și am decopertat întreaga, ne-a luat cam vreo oră. Și am decopertat-o, ulterior ea a fost vandalizată. Se consideră în continuare, foarte mulți oameni consideră că ceferiștii de la atelierul CFR Grivița au fost comuniști și atunci asta ar fi o expresie, un fel de propagandă pentru mișcarea comunistă. Dar este total invers, pentru că celula de partid de la atelierul CFR Grivița n-avea mai mult de 50 de oameni. Deci marea majoritate, cei 5.000-6.000 de oameni, n-aveau nicio legătură cu mișcarea comunistă. Da. A fost un protest, au fost niște revendicări sociale, pentru că eram în plină criză economică și evident revendicările acestea sociale au venit pe fondul unor măsuri luate de guvern de austeritate. Placa a fost dezvelită în 1950, 1951, 49-50-51, nu mai știu anul întreg. Arăta așa, acesta este gardul atelierelor. Ea a fost fixată pe gardul atelierelor. Da. Fotografia este de undeva din anii 50. Da. Dacă ne uităm apoi la această fotografie, vedem că există o placă și pe partea cealaltă. Hai să ne întoarcem ca să, da, ca să arătăm exact în poziția asta. Deci, da, practic ne imaginăm că suntem în interior. În interior. Da? Și s-ar vedea aceeași placă cu blocul care este în spate. Exact. Acel bloc turn. Da. Care la partelul său găzduia un restaurant, restaurantul feroviarilor. Da. Placa aceasta, bineînțeles, acum nu mai avem acces la ea, pentru că este în interiorul societății Griro. Da. Să vă arăt și cum arăta cu tencuiala pe ea. Asta este o fotografie din 2017. Și vedem aici un mic vizor care se vedea... Exact. Andrei Răzvan Voinea ne-a arătat această mică bucățică în anul 2016. Și ulterior am venit în 2018 și am decopertat întreaga tencuială. Cât v-a luat? Cam o oră și 20 de minute. Da? Cam așa, da. Am venit cu ciocane, cu dălțe, echipați corespunzător, cu pești de protecție. Da? Foarte frumos. Citești și mesajul. Există pe YouTube materialul filmat? Da, 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 da. Da? Okay. Așa. Mesajul este mesajul plăcii comemorative. Sună așa. La atelierele Grivița, în zilele de 15 și 16 februarie 1933, muncitorii ceferiști, sub conducerea Partidului Comunist din România, s-au ridicat cu eroism la lupta împotriva sângeroase exploatări capitaliste și a înrobirii țării de către imperialiștii americani, englezi și francezi. Tradiția luptelor revoluționare din 1933 însuflețește azi întreaga clasă muncitoare în lupta pentru construirea socialismului în patria noastră. Evident, este un mesaj propagandistic, da, așa cum am spus, este placa este pusă aici în anii 50 și evident că era un mesaj strict politic de partid. Bun. Înăuntru, în curtea atelierelor, da, se mai afla un monument și încă o placă pe acest monument. Aceasta este o fotografie tot așa din anii 50. Deci se afla undeva în dreapta. Da. Apoi imediat aceasta este clădirea pe care de unde Vasile Roait a tras sirena. Înăuntru se găsește. Da. Iar pe clădire a fost aplicată o placă de oțel și cu efigia lui Vasile Roait. Tot așa, pe placă este scris un mesaj cu efortul pe care l-a făcut Vasile Roait și cu sacrificiul său de a trage sirena în timpul grevei.
Bun, acesta este Constantin Doncea, liderul grevelor de la atelierul CFR Grivița din 1933, din ianuarie-februarie 1933. Da. El era unul dintre liderii celulei de partid de, de aici din ateliere, alături de Petre Gheorghezi Siganul, cel care conducea celula de partid de la ateliere, și el a fost sufletul acestei mișcări greviste. El a condus revendicările din partea aripii radicale a greviștilor, din care făceau parte și unii care nu erau membri ai Partidului Comunist, dar din cauza măsurilor de austeritate impuse, pentru că la jumătatea lunii ianuarie 1933 s-a schimbat guvernul, iar noul guvern a venit cu o nouă curbă de sacrificiu, prin care se tăiau încă o dată 15%, 12-15% din salariile muncitorilor, feroviarilor. Da. Evident, toate aceste măsuri, li s-a suprimat și indemnizația de chirie, indemnizația de hrană, indemnizația de scumpete, și toate aceste măsuri au condus la o radicalizare a muncitorimii. În cursul anului 1932, Partidul Social Democrat, care avea un sindicat aici, sindicatele în general, sindicatele legale, erau controlate de Partidul Social Democrat, care evident funcționa legal. Ori din cauza radicalizării muncitorilor, sindicaliștii socialdemocrați au pierdut din aderență. Și atunci, cu cât se năspreau măsurile guvernului, cu atât câștigau mai mult comuniștii. Da. Ori Doncea și Gheorghe Udeș și ai săi, Gheorghe Udeș, care nu lucra la atelierele CFR Grivița, dar el coordona pe țară toate celulele de partid și toate comitetele de acțiune din Galați, din Cluj, din Iași, din Pașcani, unde erau ateliere CFR. Deci mergea și călătorea în toată țara și el a coagulat într-un fel această mișcare a comuniștilor din toate atelierele din țară. El într-adevăr n-a participat aici, pentru că evident nu avea acces nelucrând aici, dar a avut un rol în coordonarea acestor acțiuni din toată țara. Da. De aici se spune și liderul nevăzut al grevelor. Așa arăta curtea atelierelor. Pe de o parte avem pe greviști înăuntru, da, înăuntru în curtea atelierelor, iar de cealaltă parte avem rudele greviștilor, pentru că veneau să le aducă hrană. Deci, noi vedem aici practic gardul. Da, este da? Un gard. Da, gard. Ar fi, să zicem, gardul acesta. Să zicem, da, pentru că uitați, și clădirea administrației, aceasta este clădirea administrației. O vedeți aici, da? Da. Și este chiar cea pe care o vedeți aici, din cărămidă roșie. Deci se mai păstrează încă. Da. Tot aici în clădirea administrației exista și un balcon aici, care a fost dezafectat imediat după... Pentru că probabil de la balcon, da, de la balcon exact, se vorbea. Exact, era folosit ca o tribună pentru ca liderii greviștilor să se adreseze muncitorilor. Da. Și imediat după încheierea grevei, după suprimarea grevei, autoritățile au dezafectat acel balcon. Păi uite, să ne întoarcem puțin, să presupunem că ar semăna cu cel de aici. Vedem o mică terasă acolo, un fel de balcon. Da, deci așa da. Ne-am putea imagina. Ori de partea asta, ori de partea cealaltă. Eu bănuiesc că aici, cred că aici okay. undeva. Ok, bănuiesc. Apoi... Acesta este un tablou realizat de Gavril Micloși, un pictor care a pictat acest celebru tablou în anii 51-52 și în care se poate vedea clădirea administrației. Da. Și peste drum de calea Griviței se vede biserica Sfântul Gheorghe Grivița, da, care este în picioare și astăzi. Da. Este cea de acolo, de peste acolo. Drum, da. 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 Ea este proiectată de arhitectul Constantin Pomponiu, care, din câte știu, a avut și o influență asupra caselor care s-au proiectat în cartierul Steaua, peste drum, care se află tot peste drum aici de da. Calea Griviței. Nu știu acum dacă acest Constantin Pomponiu, arhitectul Pomponiu, care lucra la Casa Muncii, era un fel de șef al serviciului tehnic de arhitectură din Casa Muncii a CFR, nu știu dacă acest Pomponiu era rudă cu Victor Pomponiu, un colonel magistrat, care a judecat procesul grevișilor în anul 1933. Deci nu știu dacă este o legătură de rudenie între cei doi, Pomponiu Victor și Constantin Pomponiu. Apoi, ce mai avem aici? Da, avem și numele victimelor. În cursul represiunii, pentru că represiunea a avut loc în dimineața zilei de 16 februarie, da. Ce se întâmplase? În ziua de 4-5 februarie, de 4 februarie, dacă mi-aduc bine aminte, 1933, s-a instituit starea de asediu. De-a lungul lunii ianuarie a avut loc o serie de pertractări, de negocieri între administrație, pe de-o parte, administrația atelierelor și Ministerul Comunicațiilor, Lucrărilor Publice și Comunicațiilor. Negocierile trenaseră, unele revendicări fuseseră satisfăcute,
Dar la un moment dat administrația a început să tragă de timp pentru că muncitorii veneau cu veneau din când în când și cu cereri maximale, revendicări politice. Da. De pildă instituirea constituirea comitetelor de fabrică, care erau niște instituții preluate de la sovietici, prin care muncitorii și administrau aveau un rol foarte important în conducerea fabricilor și în conducerea uzinelor. Și aceasta a fost o revendicare politică care i-a iritat foarte mult pe guvernanții de la acea vreme. Și atunci i-au tras de timp pentru a institui această stare de asediu, care lege care s-a dat în ziua de 4 februarie, prin care s-a instituit starea de asediu. Și imediat după instituirea stării de asediu, au avut loc în București, au avut loc mai multe razii și arestări, în care au fost arestați foarte mulți comuniști, au fost arestați și unii dintre liderii greviștilor, ceea ce i-a iritat și mai mult pe participanții la grevă. Gheorghiu Udeja a fost arestat în ziua de 14-15 februarie, Constantin Doncea, Paulina Doncea, soția lui care îi aducea de alegurii, și o serie greviști, și aceea a făcut pe greviști să se baricadeze în curtea atelierelor și să nu mai părăsească atelierele, să ocupe atelierele. Și fiind iritați de această atitudine a greviștilor, guvernanții au ajuns la concluzia că trebuie să înăbușe cât mai repede, să reprime cât mai grabnic mișcarea. Și ei au încercat să intre în seara zilei de 15 februarie, undeva în jurul orelor 11-12 noaptea, dar au primit avertismente de la alți greviști că dacă vor intra va fi un masacru, pentru că greviștii închiseseră luminile în ateliere, stopaseră curentul electric. Și atunci, dacă armata ar fi intrat, grădinicerii și jandarmii, cei care asediau atelierele, dacă ar fi intrat în curtea atelierelor, s-ar fi putut produce un masacru. Și atunci s-a luat decizia, generalul Uică, cel care era comandantul corpului de armată, a luat decizia să aștepte dimineața. Și în dimineața zilei de 16 februarie, în jurul orelor 6-6:30 dimineața, greviștii au primit un ultimatum de a părăsi atelierele în 5 minute. Într-adevăr, a fost un ultimatum foarte dur. Tras de păr, probabil. Da, vă dați seama. Bun, la acea vreme, la acea oră, în ateliere se mai aflau circa 1000 de greviști. Marea majoritate a celor 5.000 de, pentru că cam 5-6.000 de oameni lucrau, de muncitori lucrau în atelierele CPR, nu erau în curtea atelierelor, erau în jur de 1.000 de muncitori și majoritatea erau baricadați înăuntru, nu se aflau în curte, da, pentru că era foarte frig. Bun, și acest ultimatum de 5 minute a fost foarte dur și, într-adevăr, după 5 minute, armata a intrat în grădinicere și jandarmii au intrat, au tras cu mitralierele, au căzut 7 morți. Și au fost vreo 40-50 de răniți. Numele morților o să-i citesc aici, celor decedați: Ion Dumitrescu, Dumitru Maier, Cristea Ionescu, Gheorghe Popescu, Dumitru Popa, Vasile Roaită și Dumitru Tobias. Dintre aceștia, doar Dumitru Popa era membru în Partidul Comunist, restul nu au avut nicio treabă. La proces, în timpul procesului care a avut loc, primul proces, care a avut loc în vara anului 1933, chiar procurorul spune la un moment dat, citind această listă de decedați și răniți, că, domnule, sunt foarte multe nume românești, pentru că ei aveau impresia că Partidul Comunist este format numai din străini, da, din alogeni, care vin, respectă ordinele Moscovei întru totul, și românii nu se pot... Românul tradițional nu poate adera la o mișcare comunistă care este străină de ființa țării, de neamul românesc. Da. Și au rămas în mască în timpul procesului că lista conținea foarte multe românești. Erau muncitori români care pur și simplu erau ajunseți la capătul răbdării, nu mai aveau bani de întreținere, dar și întreține familiile, și evident s-au radicalizat și au recurs la acest ultim gest de protest de a ocupa curtea atelierelor. Procesul a avut loc, așa cum am spus, în vara anului 1933. Arestați au fost circa 1.000-1.500 în dimineața zilei de 16 februarie. Bun, mulți dintre ei au fost maltratați, bătuți, o parte dintre ei au fost duși la Malmezon, la cazarma Corpului de Armată, o parte dintre ei după aia au fost duși la închisoarea militară Jilava, care ținea tot de armată, și o parte la Prefectura Poliției Capitalei. Ulterior, în urma triajului, au fost eliberați foarte mulți. Totuși, la proces au fost în jur de 100-150 de inculpați. Proces mare. Da, proces mare, care a avut loc în cazarma de la Malmezon, deci pe calea Plevnei. Da. Sentințele au fost foarte dure pentru liderii comuniști, pentru Constantin Doncea, pentru Dumitru Petrescu, pentru Gheorghe Udej, care au primit muncă silnică pe viață. Dar ulterior s-a făcut recurs și procesul s-a rejudecat în
cursul anului următor, în 1934. Și, într-adevăr, la rejudecarea procesului, pedepsele, cei care au primit pedepse cu munca silnică pe viață, li s-au comutat în 20 și 25 de ani închisoare. Da. Deci, pentru un protest, pentru un protest sindical, să zicem, pentru un protest muncitoresc, regimul a reacționat foarte dur. Se temeau, într-adevăr, se temeau să nu izbunească Revoluția Bolșevică. Asta a fost tot de-a lungul perioadei interbelice, a fost o spaima, să zicem, da, a marii burghezii, de a nu izbucni și în București să nu izbucnească scânteia care va duce la Revoluția Bolșevică și să-i întemnițeze pe ei, să ajungă ei în penitenciare. Bun, și așa cum am spus, s-a rejudecat procesul. După un an de zile, după rejudecarea procesului în anul 1935, în ianuarie, trei dintre liderii greviștilor, Constantin Doncea, Dumitru Petrescu și Gheorghe Vasilichi, evadează din arestul central de la Craiova, unde fuseseră, procesul s-a rejudecat la Craiova, nu l-au mai rejudecat în București, pentru că le era teamă de mișcări muncitorești și atunci l-au strămutat la Craiova, da, unde nu era un centru muncitoresc, era mai o zonă mai liniștită din acest, da, punct de vedere, nu existau frământări muncitorești. Și în ianuarie 1935, trei dintre liderii greviștilor condamnați, Constantin Doncea, Dumitru Petrescu și Gheorghe Vasilichi, Gheorghe Vasilichi, care era liderul greviștilor de pe Valea Prahovei, pentru că și petroliștii intraseră în grevă în ianuarie 1933. Gheorghe Vasilichi a fost și el condamnat în cadrul acestui mare proces. Și acești trei lideri ai greviștilor au evadat din arestul central al Craiovei, da, în ianuarie 1935. A fost un mare scandal în epocă, pentru că cei mai periculoși, să zicem, comuniști ai vremii, au reușit să evadeze. Unde s-o duce, ce-or face? Exact. Și atunci, evident, au avut loc mari razii în București, rudele acestor au fost arestate, prietenii, anturajele proxime, au avut loc anchete pe scară largă, ei au fugit, s-au adăpostit cu o mașină, evadarea a fost pregătită de Secretariatul Comitetului Central al Partidului Comunist, a fost pregătită îndelung și a fost o operație de succes. Ei ulterior au plecat în Uniunea Sovietică, au reușit să plece în URSS. Chiar și soția lui Dumitru Petrescu, Ecaterina Petrescu, după ce în urma unor anchete, nenumărate anchete, a făcut diligențele necesare la Ministerul de Interne pentru a-i îngădui ei și fiicei sale să plece în URSS la soțul ei. Și într-adevăr, după 2 ani i s-a permis plecarea în URSS. Bun, și ce s-a întâmplat cu, să zicem, liderii grevelor, ceilalți lideri ai grevelor? Gheorghe Udej a rămas în penitenciar la Doftana, a fost întemnițat la Văcărești, la Doftana, la Caransebeș și apoi după ce, în timpul războiului, în 1943, a fost trimis în lagărul de la Târgu Jiu, unde a fost, unde s-a alăturat și Chibu Stoica, adică au fost mai mulți ceperiști, comuniști ceperiști trimiși în lagărul de la Târgu Jiu. Iar în anul 1944, în august 1944, în preajma zilei de 23 august, Gheorghe Udej și cu încă un grup de comuniști au evadat și la rândul lor din lagărul de la Târgu Jiu. A fost tot o evadare pregătită de, okay, conducerea partidului. Ei au evadat pentru că frontul se apropia vertiginos, Armata Roșie venea dinspre est și le era teamă ca autoritățile române să nu pună în practică o serie de execuții extrajudiciare. Da. În sensul în care să ia pe cei din grupa a 7-a, unde erau internați comuniștii din lagărul de la Târgu Jiu, și să-i suprime pur și simplu la marginea, da, lagărului. Și pentru a evita acest deznodământ nefericit, conducerea de partid a luat decizia de a organiza această evadare. Și atunci a evadat și Ceaușescu într-un grup, Gheorghe Udej într-un grup, Ceaușescu într-un alt grup cu Alexandru Dăghici. Au venit la București au reușit să ajungă la București după 23 august, pentru că evident căile ferate erau supra-saturate de furnituri militare și erau foarte puține trenuri destinate civililor. Au ajuns la București și imediat după aia au mers în Alea Alexandru, unde s-a înființat primul sediu al Comitetului Central al PCR, unde este astăzi ambasada Poloniei, pe Alea Alexandru, da, 21, dacă mi-aduc bine aminte. Bun, și de aici lucrurile sunt arhicunoscute. Gheorghe Udej devine liderul Partidului Comunist la conferința din octombrie 1945 și până la moartea sa în 1965 este liderul de necontestat al Partidului Comunist, cu o scurtă perioadă din perioada 1954-55, când conducerea partidului este preluată de Gheorghe Apostol. A fost o rocadă, dar doar, okay, pentru un an de zile. Da. Pentru că a avut loc astfel de mișcări și în Uniunea Sovietică după moartea lui Stalin. Conducerea colectivă a partidului a hotărât să fie împărțite sarcinile pe linie de partid și de stat.
Unii au mers la guvern, unii la prezidiul URSS și unii la conducerea partidului. La fel s-a întâmplat și în România, pe același calapod. Da. Bun. Și atunci, acum o să ne îndreptăm un pic spre... Am spus în cimitir, în interiorul cimitirului, că atelierele au fost împărțite. Acum despre povestea prezentă a atelierelor. Da. Bun, deci aici avem, dacă ne uităm așa un pic... Uite, vină puțin. Da. Dacă să arătăm un cadru. Un cadru mai larg. Da. Hala aceasta este... deci avem blocul de... Da, avem blocul administrației. Administrației, da. Uzina chimică Grivița Roșie, care a fost înființată aici în, undeva în anii 50. Cred că în a doua jumătate a anilor 50. Blocul acela a fost ridicat, cred că în anii 60. Atelierele au fost scindate în două, deci exista secția vagoane și aici era secția locomotive. Aici stăm în partea asta. Secția locomotive și în partea cealaltă era secția vagoane. Așa. Bun, și pe locul unde se reparau locomotivele cu aburi, deci aici, în acest perimetru, a fost ridicată această uzină chimică, Grivița Roșie, care era, producea utilaj chimic pentru industria chimică. Ok. Pentru diferitele fabrici și uzine din industria chimică. Și pentru export, bineînțeles. Așa cum am spus, curtea atelierului a fost scindată în două. Din vechea remiza, locul în care se reparau locomotivele, n-a mai rămas nimic din vechiul loc, dar au rămas atelierele de vagoane. Sunt și în zilele noastre, este uriașa hala vagoanelor de, în care se repară vagoanele și în zilele noastre. Okay, da. Okay. Iar pe acest loc, e bine că filmați acum, pentru că... S-ar putea să vedem niște blocuri, nu? Da, în 4-5 ani... Cel mai probabil în 4-5 ani vor fi aici, va fi o pădure de blocuri. Da. Se va construi un ansamblu rezidențial, un dezvoltator imobiliar, cred că deja a achiziționat întreaga parcelă și va dezvolta un mare cartier rezidențial. Bun, acum ne vom întreba către atelierele CFR, către vagoane, pentru că aș vrea să vă arăt și o bucată, bucăți din gardul atelierelor. Mergi care se... Și dacă care... poți să mergi cu spatele, ia să vedem. Așa, perfect. Da. Mergem noi mai încet, că știm că e mai dificil. Da. Se păstrează încă bucăți din vechiul gard al atelierelor CFR Grivița. Da. Un gard care este, care a fost construit din țep de locomotivă. Țevile care făceau ca aburul să circule către cazanul locomotivei, da, au fost scoase de pe aceste locomotive, dezafectate, casate, și au fost incluse în acest gard. Deci din aceste țevi de locomotivă s-a realizat interesant acest gard și se mai păstrează câteva bucăți, dar undeva mai în față. Aici este... Intrăm în vechea uzină Grivița Roșie, iar dacă veniți un pic aici, pe acea clădire de cărămidă roșie, de acolo a tras Vasile Roaită, a tras sirena. Da. Bun, stați să vă arăt, pentru că pe acea fațadă se găsește efigia lui Vasile Roaită, imediat. Acum, așa. Întotdeauna e ultima, nu știi? Da, întotdeauna e ultima, exact, da. Vedeți, se vede și... Pardon, o clipă. Da. Zice așa, placa comemorativă pusă pe zidul clădirii unde a căzut eroic utecistul Vasile Roaită la 16 februarie 1933. Ori vedeți bucățile de cărămidă? Da. Este exact acea clădire din cărămidă roșie. În ziua de astăzi, în zilele noastre, aici se găsește și CET Grivița. Da. Este un CET care ține de primăria... Mergi așa din lateral. Cred că e mai bine dacă mergi din lateral. Perfect. Așa. Cred că mai ușor. Este un CET care ține, mi se pare, de primăria de sector. Este o centrală electrotermică foarte veche și se află aici în curtea Griro. Griro S.A. Care probabil face căldură pentru blocul din jur, nu? Da, exact. Pentru cam tot cartierul, să zicem. Cartierul. Iată și bucățile din... acestea sunt acele țevi de locomotivă de care vă spuneam. Da. Iată-l
Iată și aici se vede vechiul gard. Fotografia este din anii 50. Aici. Să văd dacă reușesc să găsesc și... Nu cred că... Da, în fine. Deci, ideea este că astea sunt micile bucăți din gard care se mai păstrează din anii 30. Deci probabil că ținea mai mult după clădire, da, da, nu? Da, era foarte lungă gardul. Okay. Era, se întindea până în apropiere de gara de nord. Până, să zicem, până în podul. Adică în spatele nostru, practic. Da, da, în spatele nostru. Da. Până în pod, cam așa, până în pod. Okay. Da. Bun, calea Griviței la acea vreme era o arteră foarte slab dezvoltată din punct de vedere urbanistic. Existau hoteluri de categorie inferioară, de categoria 3-4, tot felul de tripouri, lupanare, avea un aspect neîngrijit și primăria nu investea foarte mulți bani pentru că era socotită în periferia din nordul capitalei. Da. După venirea comuniștilor la putere, evident, faptul că Gheorghe Udeje își trăgea legitimitatea din acest eveniment, din greva ceferiștilor de la Grivița, era punctul său de bază din biografia sa, a luat hotărârea ca pe calea Griviței să sistematizeze întreaga calea Griviței și să construiască aceste blocuri pe care le vedem pe partea dreaptă. Da. Este o salbă de blocuri, un ciorchine de blocuri care se ridică pe toată calea Griviței. Văd că este și un bloc turn, așa, da, pare. Acel, da, și acel bloc, un pic mai diferit. Da, și acel bloc turn tot în anii 60 tot a fost ridicat. Da, 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 da. Și vă dați seama ce însemna și aici la fel sunt. Ah, uite, da. Bucăți din acele țepi de locomotive la locomotivele cu aburi. Vă dați seama ce însemna în anii 60 stai numai o clipă. A, așa. Ce însemnau aceste apartamente, pentru că erau un confort foarte bun. Exista, vă dați seama, erau primii pași din perioada bunăstării. Mașina de spălat, adică cetățenii care se mutau aici, evident ceferiști, majoritatea din rândul celor care lucrau aici, la uzina chimică Grivița Roșie și de la ateliere. Și vă dați seama că erau primii pași din perioada bunăstării. Da. Se iubeau zorile bunăstării. Da. Erau camere cu două, trei camere, erau apartamente cu două, trei camere. Da. Și deja Ministerul Industriei Ușoare producea frigiderele Fram, mașini de spălat, radiouri, cam tot ceea ce era necesar minimului confort unui om al muncii. Cred că sunt confort 2. Vreo 45 de metri, așa am impresia, că am văzut câteva apartamente de aici. Da, nu mai știu ce... Da. Dacă-s confort 1 sporit sau confort 2, dar... Așa. Pentru acea vreme era ceva... Era bine. Super. Da. Aici este clubul... Clubul Atelierilor CFR Grivița, ridicat în anii 50, dacă nu mă înșel, da. Da, aici era clubul Grivița Roșie. Aici aveau loc rebelioanele. Este o sală, clubul adupostește o mare sală de bal, să zicem. Da. Și în care muncitorii... muncitorilor, nu? Da, rebelioanele muncitorești, da, da. Și muncitorii atelierilor veneau să petreacă în noaptea dintre ani. Exista frumos și un cinematograf, clubul avea mai multe facilități, tot felul de cursuri pentru profesionale, de loaziri, să zicem, și această idee de petreceri muncitorești. Și cu prilejul zilei de 1 mai, 7 noiembrie, 23 august și așa, da, mai departe. Se aveau loc diferite reuniuni tovărășești, să, da, să le spunem. Da, da. Da, și în zilele noastre se adăpostește o unitate medicală particulară. Da, 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 da. Și mai încolo parcă e și Raru. Da, mai încolo este și Raru, da, 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 da. Tot în încintă sau oare e în afară? Nu mai cred știu. Că nu mai face parte din... Da, poate ajungem și vedem. Uite, nu mai știu, da, da, da. Bun, suntem tot în fața citadelei revoluționare a ceferișilor. Foarte bine păzită, pentru că n-aveam voie să filmăm de acolo, de pe trotuar, dar asta e o altă discuție. Da, da, okay. Da. Am fost
exilați aici pe celălalt mal al căi Grivițe. Bun, aici se păstrează, aici sunt în zilele noastre atelierele Ceferi Grivița. Acolo este hala de vagoane, se repară în continuare vagoane. Trebuie spus că aici, în 1962, pe aici a trecut Hrușov, într-o vizită efectuată în România. Aceasta este coperta revistei Flacăra. Da. Iar aici este, se vede o fotografie, Hrușov venind în limuzină cu Gheorghe Udej, dinspre piața Chibrit, îndreptându-se aici către uzina chimică Grivița Roșie. I-au venit, au vizitat uzina, au vizitat și atelierele și au susținut și o cuvântare. Există și filmarea, o adunare muncitoarească de vreo 4.000 de oameni în Marea Hală a Vagoanelor, unde a avut loc un meeting frățesc, să-i zicem, o adunare populară frățească cu înalții oaspeți sovietici. Ce ar mai fi de spus în legătură cu citadela revoluționară? Trebuie spus faptul că tot în ianuarie 1933 au mai avut loc niște evenimente în București, în sensul în care profesorul Forțu, Grigore Forțu, care era un fel de lider informal al profesorilor din București și era foarte nemulțumit pentru că și profesorul i s-a aplicat acele curbe de sacrificiu, a început să agite spiritele în București și să protesteze împotriva regelui Carol al II-lea și în special a Camarilei, pentru că era cam greu să pronunți numele regelui, să-l iei în neant, da. Să spui drept și vertiginos, Carol al II-lea este vinovat pentru, cutare. Și atunci o dădeai cu manta, da. Dădeai în camarilă, dădeai în capii armatei, în miniștri, în guvern și așa mai departe. E, și Grigore Forțu a creat niște agitații în București în acea vreme și trebuie spus că odată cu instituirea stării de asediu, în 4 februarie, regimul Carol al II-lea a împușcat două iepuri dintr-un foc. Odată faptul că a înnăbușit toată mișcarea comunistă și din acel an n-au mai avut mari proteste de stradă în București, n-au mai existat mișcări de stradă coordonate de comuniști și pe de altă parte a înnăbușit și această mișcare a micilor profesori, a profesorilor din învățământul secundar, conduși de Grigore Forțu, pe care i-a pus cu botul pe labe, cum s-ar spune. Bine, Forțu nu s-a liniștit, pentru că în anii următori a avut și un proces de lezmajestate, a mai fost arestat, la un moment dat chiar Mișcarea Legionară a propus să candideze pe un loc în Parlament pe listele Mișcării Legionare la alegerile din 1937. Deci el a fost persecutat în continuare, dar agitații masive nu s-au mai produs. Da. Și la fel, așa cum spuneam, și în zona comunistă, agitații nu au mai avut loc. Deci odată cu înăbușirea, reprimarea grevelor de la atelierele CFR Grivița, mișcarea comunistă a suferit o grea lovitură. Evident, după aceea s-a refăcut și secretariatul, și Comitetul Central, și biroul politic. A plecat, ulterior, biroul politic s-a mutat la Praga și la Viena, nu mai știu unde exact, la Viena sau la Praga. Și iar în București a funcționat un alt secretariat, deci erau două secretariate, unul în București și unul în exil, să zicem. Da. Care să fie mai aproape de Uniunea Sovietică. Bun. Și acum o să ne îndreptăm către cartierul CFR Steaua. Da. Este cartierul ceferiștilor, așa îi se spune, care a fost ridicat de Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine, despre care am mai vorbit, că a ridicat și în parcelarea Raion. Da. Și Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine a demarat lucrările de construcție a acestui cartier, CFR Steaua. Steaua vine de la numele rafinăriei care mărginea acest cartier. Steaua Română, această firmă, consorțiu internațional, avea o rafinărie în zonă și cartierul a luat numele acestei rafinării. Da. Să mergem. Să mergem. După cum se vede, blocurile ridicate în anii 60 beneficiază la fel ca cele camera, ridicate în... Să se vadă blocul, să se vadă parculețul, nu? Că despre așa, asta da, vorbim. Da, să beneficiază foarte și... mult spațiu verde, așa da. Cum am văzut și în cartierul Balta Albă Titan. La fel și distanțele între blocuri sunt apreciabile, sunt rezonabile și nu sunt înghesuite. Asta e... Da. Așa. De aici avem o perspectivă mai bună asupra
clubului Grivița Roșie, fostului club Grivița Roșie, da, unde aveau loc rebelioanele. Uite, filmează-l un pic cel de peste drum, da, de aici, da. Iar în spatele lui încă se văd diferite turnuri de apă. Există și două castele de apă. Se mai păstrează încă două castele de apă. Unul este chiar aici în spate și unul mai în față. Pe castelul de apă de aici, din curtea atelierelor CFR, muncitorii care ieșeau la pensie, este un castel de apă făcut din cărămidă roșie, da, muncitorii care ieșeau la pensie își scrijeleau numele, a, da, pe acele cărămizi. Da, 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 da. Și, ar fi bună o poză de acolo. Da, eu am vizitat curtea atelierelor și, și hala vagoanelor, dar asta se petrecea în 2016. Am mai încercat de atunci să intru, dar de fiecare dată am primit aviz negativ. E adevărat că în 2016 turul nu a fost organizat de mine, ci de către Asociația de Istorie Socială, da, cea care făcuse demersurile necesare, birocratice, pentru a avea acces în curtea atelierelor. Da. De atunci, și e păcat pentru că sunt foarte multe de văzut. Și de păstrat, de arhivat, de păstrat, adică da. E important să ne păstrăm, da, istorie, să o arhivăm, să o punem undeva, să facem poze, filmulețe și... Puțin îmi explic și de ce am primit aviz negativ de la fiecare cerere, din moment ce poarta, paza nu te lasă nici măcar să îți îndrepți camera de luat vedere de pe trotuar din afară, de pe spațiu public către, să zicem, spațiu privat. În fine. Da. N-am explicație, dar probabil că ei au o explicație. Această secretomanie, să zicem, este presiunea șefilor, de fapt. Cei, da, care, da, presează. Clar, pe vine de undeva de sus. Da. Ei își fac datoria. Pe ei nu sunt supărat, de regulă. Ei își fac datoria, exact, că pentru asta sunt plătiți. Exact, da. Așa. Bine. Bun. Și acum, după acest... După această clădire care iese din aliniament, da, vom trece pe lângă Biserica Sfântul Gheorghe Grivița, care este, așa cum am spus, ridicată în sfârșitul anilor 20 și se vede și pe tabloul lui Micloși, pe pictura lui Micloși, pictură care nu știm unde se află în zilele noastre, ce s-a întâmplat cu ea, pentru că era foarte mare și se afla, din câte știu, la... Muzeul expusă la Muzeul de Istoria Partidului, adică astăzi unde este Muzeul Țăranului Român. Da. În vremea ministeriatului lui Andrei Pleșu, în 1990-91, Muzeul de Istoria Partidului a fost dezafectat și în locul său s-a creat Muzeul Țăranului Român. Deci, să zicem, Pleșu este ctitorul mețereului. Da. Iar această lucrare n-a fost găsită nici în subsolul clădirii și nu știm unde se află în zilele noastre. Din păcate. Da. Da, aici este tot o clădire din anii 50. Da. Făcea parte din administrația atelierelor CFR. Da. Bun, și aceasta este biserica, nu? Biserica, numai o clipă să nu așa să nu treacă nimic. Biserica. Era o biserică impunătoare la acea vreme, foarte solidă, bine realizată. Da. Tot cartierul venea aici. Are niște forme așa interesante. Da, foarte. Are magnitudine. Pentru că la acea vreme totuși cartierul era dominat de căsuțe mici. Da. Foarte multe construcții de nivel mediu. Acesta este Spitalul de Arși în limbaj popular. Da. El are o titulatură mai lungă. Iată, Spitalul clinic de urgență, chirurgie plastică, reparatorie și arsuri. Da. Dar în limbaj popular, în mentalul colectiv, el are această denumire, Spitalul de Arși. Da. Da. O să intrăm aici pe strada Ionin Culeț. Da. Și intrăm în această parcelare, în cartierul Steaua, așa cum am spus, cartierul feroviarilor,
cartierul salariaților drumului de fier, să zicem. Ok. Drumul de fier. Iar așa erau ei. Trebuie să spun numiți. Că spitalul de Arș a fost ridicat în anii 20. Nu avea destinație de spital de Arș la acea vreme, era maternitate. Da. A fost rol de, a avut destinație de maternitate. Ce se întâmplă? În 1913, când a luat naștere Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine, aceasta a apucat să ridice câteva zeci de case în cartier, după care, după război, în anii 20, lucrările au fost predate către alt antreprenor, către Casa Muncii CFR, constituită în 1920. Casa Muncii CFR, care ulterior a predat conducerea lucrărilor. Și prin această Casa Muncii s-au ridicat o serie de dotări urbane ale cartierului, cum ar fi această maternitate, da. Spitalul de Arș, din zilele noastre. Avem aici o școală. Aici, în spatele nostru. Da, da. Haideți un pic să vedem. Deci apoi cartierul a fost ridicat de către administrația CFR. Da. În București CFR-ul a construit în jurul, pentru că nu este singura parcelare pe care a construit CFR-ul, mai există și în viilor, parcă CFR Grand. Da, eu un bloculeț, sunt vreo 2-3 bloculețe acolo, da, da, în capăt la Eroii Revoluției Viilor. Da, asta era cea mai mare, a fost cea mai mare parcelă construită de CFR. Da, da, da. Da. Școala se cheamă Eugen Barbu, dacă nu, dacă mi-aduc dar bine aici aminte. Văd căsuțe, eu știu în altă parte de blocuri. Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine nu a construit blocuri. Cred că exista această reticență, pentru că erau destinate muncitorilor și funcționari, în principal muncitorilor, da. Pe hârtie, pentru că în practică cei care se mutau de fapt erau cei majoritari erau funcționari, pentru că ei aveau salariile cele mai mari. Și cum am văzut și în Patra Luminoasă. Da, da, da. Iată, aici avem un capac de canal de la uzinele comunale București, deci este din perioada interbelică, din anii 30, cred că. Da. Și mai în față, cred că se găsește la fel un capac din... Bun, deci acum am intrat pe strada Ionin Culeț, am făcut un pic dreapta, suntem pe strada Pavlov. Da. Cartierul este alcătuit din patru străzi. Este mărginit pe de o parte de strada Pavlov, pe de altă parte de strada feroviarilor. Da. Feroviarilor care înainte de Revoluție s-a chemat Partizanilor. La fel și aici câteva artere au fost schimbate imediat după Revoluție. Nu înțeleg de ce strada Partizanilor a devenit Feroviarilor. Partizani există în toată lumea. În fine, la fel strada Kiev, era una dintre străzi, se chema Kiev, a fost rebotezată Mateevici, parcă, dacă mi-aduc bine aminte. În fine, una se chema Comuna din Paris, la fel a fost redenumită. Bun, la intrarea în cartier aș vrea să prezint o lucrare, o teză de doctorat a Irinei Calotă, referitoare la locuințele sociale, politicile sociale demarate în anul 1910, odată cu votarea unei legi privind locuințele ieftine și locuințele destinate muncitorilor. Este un ansamblu de politici sociale inaugurat sub mandatul de primar al capitalei al lui Vintilă Brătianu. Da. Și Irina Calotă analizează toate aceste politici publice demarate sub mandatul lui Vintilă Brătianu. El nu a mai apucat să și le desăvârșească, pentru că a pierdut mandatul de primar în anul 1910. Dar efectele și viziunea sa a rămas, se găsește cel mai bine aici, în cartierul Steaua. Amprenta politicii sale se găsește cel mai pregnant aici, în cartierul Steaua. Da. Iată, avem aici, în partea dreaptă, o locuință de la anul, să zicem, 1913-1914, când au demarat lucrările în cartier. Da. Deci așa arătau casele, practic, da, așa, atunci. Da, da. Da. De, cu un singur nivel, parter. Da. Evident, în cartier aici s-a construit până în anii 40. Așa cum am spus, lucrările au fost continuate de către Casa Muncii a CFR-ului. Trebuie spus că pe lângă Casa Muncii a CFR-ului, pe lângă administrația CFR, antreprenori în București, investitori în domeniul politicilor, locuințelor de masă, locuințelor sociale,
au mai fost diferite case ale funcționarilor din cadrul Băncii Naționale a României, din cadrul Ministerului Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Domeniilor. Ministerul Agriculturii și Domeniilor, care a construit o parcelă peste drum de Bulevardul Filantropia, mă rog, astăzi Ion Mihalache, în perioada comunistă 1 mai. Ministerul Agriculturii și Domeniilor a construit o parcelare, așa cum am spus, peste drum. Și ce vreau să spun este că CFR-ul nu a fost singurul investitor în aceste parcelări pe care le achiziționau de la municipalitate. Casa Construcțiilor, pentru că am vorbit de cartierul Vatra Luminoasă, este un alt investitor care a oferit credite muncitorilor pentru a-și achiziționa locuințe în cartierul Vatra Luminoasă. Da. Și Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine, așa cum am mai spus, care a avut 23 de parcelări în tot Bucureștiul. Bun, deci lucrările sunt continuate de către Casa Muncii a CFR-ului, preluate în anii 20 de la Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine. Și la fel avem pe stânga, bine, s-au preluat, sau multe dintre case au fost supraînălțate, s-au construit diferite dependințe. Dar dacă ne uităm așa la amprentă, toate casele au câte două geamuri în stradă. Deci toate da, au câte două geamuri în stradă. Și au și o curticică, da. Vedeți, o mică grădină. La începutul secolului 20 erau, bineînțeles, o criză de locuințe. Muncitorii, pentru că ușor România se industrializa, Partidul Conservator, pentru că era o societate agrară totuși la început de secol 20, Partidul Conservator și-a pierdut din influență, baza partidului erau moșiile și latifundiarii și ulterior, după încheierea războiului, Partidul Conservator s-a dizolvat și evident, odată cu industrializarea capitalei și a țării, a apărut această necesitate de a construi locuințe salubre pentru muncitori. Pentru că insalubritatea vechilor locuințe muncitorești din maghernițe a făcut ca rata mortalității de tuberculoză, decesele de tuberculoză, să fie foarte mare în rândul muncitorilor. Și aceasta a fost una dintre cauzele majore, unul dintre motivele majore pentru care Vintilă Brătianu și cei din Partidul Național Liberal au luat această decizie de a construi locuințe igienice pentru clasa muncitoare. Pentru clasele de jos, să spun. Adică ceea ce vedem noi acum aici. Da, ceea ce vedem noi acum. Bun, da. Astea sunt construite în anii, deja după 1920. Da. Sunt pe plus 1. Tot așa în două ape, în patru ape, cu șindrilă, țiglă, pe acoperiș. Adică vedem că s-au terminat casele cu parter. Și încep cele cu etaj. Da, mai sunt câteva între ele, da. Tot cu parter. Trebuie spus că în zilele noastre un apartament de două camere aici în zonă este la fel ca în Vatra Luminoasă, este o zonă destul să zicem foarte scumpă, da. Nu e luxoasă să zicem, dar destul de scumpă. Un apartament cu două camere aici se ridică la 120.000 de euro, da. 120-130.000 de euro. Apoi, parcelarea este peste drum de parcelare, în partea dreaptă. Da, cum ne uităm noi se acum. Se găsește strada Atanasie Enescu, dacă mi-aduc bine aminte. Iar acolo, vedeți... Vedem un bloc în construcție. Da, este un ansamblu rezidențial, Arcadia, parcă se cheamă. Acolo locuiește și fostul președinte Traian Băsescu, după ce a fost evacuat din vila sa din nordul capitalei. Da. În urma scandalului cu colaborării cu securitatea și verdictului CNSAS. Și ulterior s-a mutat aici în ansamblu rezidențial în Arcadia, într-un apartament în duplex, din câte am înțeles, de vreo 500.000 de euro. Iată că sunt și mai scumpe. Da, exact. Acum, în fața noastră, așa cum am spus, parcelarea beneficiază de o serie de dotări urbane. Iată, avem în față liceul Aurel Vlaicu, liceul feroviarilor. Întoarce-te ca să-l arătăm, uite-l acolo. Există pe cele patru străzi se găsește și două străzi perpendiculare. Da. Este această stradă Ludwig Roth, da, care asigură legătura între cele patru străzi. Da. Și mai în față este următoarea stradă perpendiculară, care, așa cum am spus, asigură legătura. Pe cealaltă stradă, pe strada Ion Inculeț, există și o grădiniță. Da. O altă dotare urbană, pentru că cartierul a fost prevăzut și cu astfel de
facilități pentru muncitori, grădiniță, școală, liceu, așa cum am spus, în anii 20 ridicat liceul Aurel Vlaicu. Da. Școala am trecut pe lângă ea mai jos. Undeva mai sus mai există o grădiniță, dar asta a fost, sunt convins că asta e de data recentă, amenajată, să zicem, ulterior. Uite cu ce vin elevii la școală. Da, da, da. Ia uite-le, până acum n-am văzut. Uite, mai sunt și pe acolo, vreo două. Așa. Da, iar acesta este, avem și aici în partea dreaptă, da, un, sunt niște blocșoare, cred că sunt vreo două, trei blocșoare pe strada Pavlov, care sunt ridicate în anii 30, după 1935, undeva între 1935 și 1940. Da. Da, iar aceasta este strada perpendiculară, de care, a doua strada perpendiculară, de da, care vă spuneam. Ah, Johannes Honterus, da? Da. Și acesta este unul dintre blocușoarele ridicate între 35 și 40. În București, administrația CFR-ului a construit în perioada 1920-1942 un număr de 1235 de locuințe pentru muncitori. Deci în tot București, nu doar da, în această parcelare. Bun, la fel ca așa cum am spus și la și în cazul cartierului Vatra Luminoasă, ele erau, aveau destinație pentru muncitori, numai că și funcționari, dar în realitate cei mai mulți care achiziționau case în această parcelă erau funcționarii, pentru că aveau salariile mai mari. Da. Și își puteau, permite rata la casă, da. Da. Se dădea un credit ipotecar pe vreo 20 de ani, la fel ca în cazul casei construcțiilor în Vatra Luminoasă. Da. Și ulterior respectivul achita de-a lungul timpului rata lunară, care noi am stabilit acolo în Vatra Luminoasă undeva la 1000 de lei. Da, 1200. Cred că era, nu cred că diferea cu mult da, de aici, așa, de parcelare. Erau bani pe vremea aia, da. Bani, da. Așa cum am spus, un muncitor calificat lua în jur de 1300-1400 da, de lei da, pe lună. Deci era, trebuia să ai un salariu bun ca da, să, da, să poți. Cu toate că nu aveai cheltuielile din ziua de astăzi. Absolut. Pe da, vremea aia aveai cheltuieli mai mici și nu aveai atâta posibilități. Da, casele să erau, să cumperi atât de multe lucruri pe care poți să le cumperi acum, da. Da, casele, vă dați seama, erau racordate la electricitate și la apă curentă. Ne referim la asta de aici? La asta de aici, da, așa, da, da, da. La momentul construcției. Da. Nu aveau gaze, într-adevăr. S-a mers pe primul și butelii multe, zeci de ani. Da. Nu știu când au fost racordările la gaze, dar apă curentă și electricitate, toate casele erau racordate la aceste facilități. Da. Bun, și este o parcelare construită în periferie, în nordul capitalei, așa cum bine spune și Irina Calotă în volum, și analizează întregul istoric al parcelării și nu numai al acestei parcelări. Și, în general, parcelările care vizează locuințele de masă demarate după 1900, în siajul acestei politici de sociale de privind locuirea salubră a muncitorilor, locuințele salubre ale muncitorilor. Da. Aici mai avem un bloc, un blocșor ridicat între 1935 și 1940. Da, cel de aici din dreapta. Da, un P plus 2, da? Da. Este un pic mai coșcovit. Astea nu s-au învelopate, da, încă au rămas oarecum în bătaia vânturilor. Da. Așa. Tot așa avem și în stânga acele case cu câte două ferestre, da, în stradă. Da, grădiniță. Da. Atenție la mașină. Da. Și acum o să facem un pic dreapta, o să mergem în capătul aleii, în capătul, da, străzii Pavlov, pentru că parcelarea continuă pe de-a lungul bulevardului Filantropia, da, Ion Mihalache, scuzați, sunt și pe denumirea veche, suntem numai o clipă, așa, parcelarea continuă un pic, cam la 100 de metri, în dreapta, pe bulevardul Ion Mihalache. Iar în spate, în paralel cu strada Pablo, pe care suntem acum, pe marginea străzii Atanasie Enescu se află baza sportivă Cireșarii.
Este o uriașă bază sportivă, da, care are un teren foarte mare, beneficiază de un teren foarte mare. Fotbal, rugby, basket. Care e făcut de mult, bănuiesc. Da, este destul de veche. În stânga, deci urmează încă trei străzi. Da. Parcelarea este mărginită, așa cum am spus, de Pavlov și strada feroviarilor, iar peste drum de strada feroviarilor este o parcelă, este un mic cartier de blocușoare de 3-4 etaje, ridicat în perioada 1945-49, despre care nu prea găsesc informații, nu se găsesc informații aproape deloc, da, dar este un cartier cochet excelent. Deci o parcelare după strada feroviarilor. Da. Iar, așa cum am spus, aici se continuă parcelarea pe strada Hermann Oberth, cred că e asta. Pe această stradă se mai păstrează foarte puține case. Da. Aproape că nu se mai vede niciuna veche. Da, dar da, pe partea cealaltă acolo o să mai găsesc. Bineînțeles, parc. Da, iar așa este, da, asta este uriașa bază Cireșari. Ah, e chiar baza, da, asta. Da, da. Uh-huh. Să traversăm un pic. Da, să ne asigurăm. La momentul actual sunt mari presiuni din partea dezvoltatorilor imobiliari pe această bază. Pentru că foarte multe dintre bazele sportive ale fostelor fabrici și întreprinderi din București, da, nu știu, Progresul, în fine, nu vin acum în minte, dar foarte multe, pe foarte multe au fost semi-abandonate și au pus mâna pe ele mulți, da, dezvoltatori de imobiliari, care evident apoi au ridicat ansambluri de blocuri. Și mai avem Rocarul, care acum deocamdată e tot un teren și un spațiu foarte mare acolo, Pieptănari, aha, zona Pieptănari. Aha. Da, există și un proiect de cercetare care cartează toate aceste baze sportive din București. Există o asociație care le cartează și face istoricul fiecarei baze sportive. Ceea ce e bine. Da, aici se mai păstrează, da, câteva căsuțe din vechea parcelare. Da. Și aceea este... Da. Deci până în blocuri, cum ne uităm noi, da, în stânga acum... În stânga. Da, asta este baza. Da, baza Cireșarii. Baza Cireșarii. Și peste drum se mai păstrează câteva da, case și acolo. Uite, mai trage un cadru și în partea aia. Da. Perfect. Bun, suntem la intersecția străzilor feroviarilor cu bulevardul Ion Mihalache. Părăsim parcelarea Steaua, cartierul, da, Steaua, da, și ne îndreptăm către o parcelare despre care nu se știe mai nimic. Am căutat informații, lucrări, dar n-am găsit aproape nimic, nicio informație. Este o parcelare ridicată pe terenul fostei rafinării Steaua, de la care a luat cartierul numele. Da. Și, din păcate, nu există prea multe informații. Aceste blocuri, pentru că acum intrăm pe terenul fostei rafinării Steaua, da, au, uite, fost cele din, da, au din fost dreapta ta, stânga noastră. Au fost ridicate în perioada 1946-1950, da, din câte știu. Par așa din la bază, văd un fel de piatră de râu. Da, uite, da, exact. Și cea din stânga are și pe fațadă. Da, și piatra de râu, par, sau, mă rog, par foarte confortabile, au, da, și tot așa sunt între ele sunt spații foarte multe, foarte spații verzi și largi, generoase. Da. În dreapta aici încep niște blocuri care au fost ridicate în anii 60. Sunt blocuri de două etaje, două sau trei etaje, da, pe care le regăsim și în cartierul București Noi și în cartierul Pajura, da, pentru că au fost ridicate exact în aceeași perioadă și acolo s-au ridicat la fel blocuri de două, trei etaje.
exact în perioada 1960-1963. Iar acestea sunt construite, așa cum spuneam, între 4-6-50. Adică cele de da, pe partea asta. Da, și aici, da. Mai este un bloc. Absolut. Da. Nici o informație n-am găsit. Sper că dacă va viziona cineva sau de specialitate... Sau să căutați și voi, sau da... Să contribuie la popularizarea lui, da. O mai bună popularizare a acestei zone. Da. Pentru că la fel, e, parcă intri într-o insulă, o oază de verdeață aici și merge până în, merge în paralel cu strada feroviarilor. Da. Și tot așa, dă în bulevardul, în Calea Griviței, da. Mărginit de Mihalache și Calea Griviței. Pe de o parte avem, așa cum spuneam, blocuri din anii 60 și blocuri din anii 46-50, iar lângă, da, cel în de aici. Spate, da, da. Acela este un bloc din parcelarea Steaua, de pe feroviarilor, care se vede, este ridicat undeva după 1935, da. Între 1935 și 45. Deci avem de vreo 3 straturi aici. De... Da, într-un perimetru foarte mic. Da, da. Da, aici avem 30, 40, 50, 60, 70. Exact. Într-o perioadă de 40 de ani. Da, de fapt, da, asta deja e, cred că e anii 70. Da, deja. E la fel ca cel mai din spate, da. Dar doar că e placat. Da, deci astea, am văzut la fel. Exact, astea sunt posibil la fel, la fel ca în Pajura, când între blocurile din anii 60 ridicate de blocurile de 80 etaje, între ele au fost ridicate niște vile bloc. Da. Se cheamă, de 3-4 etaje, foarte confortabile. În anii 70 alea au fost ridicate între blocurile din anii 60. Da. Numai puțin. Și sunt pare că se aseamănă cu astea, cu cele din Pajura, vilele bloc. Da. Vile bloc, de ce le-am menționat? Pentru că aceste vile bloc ridicate în Pajura, între blocurile de 80 etaje, au și garaj la subsol. Da? Și deci, sobe în da, casă. Da, adică pe vremea lui Ceaușescu să construiești, sunt apartamente cu 4-5 camere, cu două băi, cu baie da. De serviciu și cu garaj. Adică... Deci wow. Îți dai seama cine a stat acolo. Da, 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 da. Bun, acolo era și garajul Comitetului Central, era secția gospodăriei de partid, era și tipografia partidului. Da. Erau atribuite, pentru că Pajura este cartierul tipografilor, considerat cartierul tipografilor, dar au fost atribuite și ștabilor din, de pe la CC, activiștilor de la CC, mai mult ca sigur. Da. Și de asta spuneam că aceste vile bloc de, cu 4-5 camere, apartamente cu 4-5 camere, aveau și garaje la subsol, ceea ce denotă un confort. Da. Cam cum sunt cele din drumul Taberii. Sunt acolo niște blocuri cu 4 etaje și cu garaje la subsol, dar sunt făcute mult încoace. Sunt, cred că prin 70. Aha, aha. Da, a fost o perioadă când s-a construit ba mai ascuns, ba mai pe fereală, mai... Da. Pentru că și amplasamentul acestor vile bloc între blocurile de 80 etaje, se vede că cumva sunt înghesuite, adică oarecum par a fi băgate după plan. Da. Nu știu, așa par, sper să nu mă înșel, dar... da, da, da. Un blocșor dedicat în anii 70 cu exact ce spuneam, cu garaj la subsol. La subsol, da. Da. Iar acest bloc, văd care, da, uitați și părculețul aferent blocului. Da. Da, aici sunt la fel, exact ca în Campajura, vilă bloc cu apartamente cu 4-5 camere. Da. Și tot așa, băgat undeva în spate. Parcă ascuns, așa, da, parcă ascuns toate tipurile astea, de vilă bloc cu garaje la subsol, parcă par ascunse așa, parcă... Da. Da, și sunt... Da, și întors... aici am ajuns în dreptul... Da, și biserica Sfântul Gheorghe Grivița este... biserica aici, în spatele, în fața noastră, da. Este chiar în față. Da. Și am revenit aici. La... Am revenit la freamătul căii Griviței. Exact. E în spatele blocului atât de multă liniște și în fața lui e o gălăgie mare, se circulă intens pe calea Griviței și de aceea
când ajungi în zona asta, zici că ești în altă parte. Da, aici se mai văd niște vile din parcelarea Steaua. Astea sunt ridicate în anii 30. Asta de aici. Da. Da. Da, și ușor ne scurgem spre calea Griviței. Da. Asta este. Păi, cred că le-am atins. Am da. Atins cam tot ce ne planificasem. Da. Iar în capăt, în capătul căii Griviței, da, se găsește fosta piață Chibrit, da, care a fost sistematizată tot așa odată cu sistematizarea căii Griviței în anii 60 și a purtat numele Piața 1 Mai, mă rog. Acum este stația de metro 1 Mai, dar numele bulevardului a fost schimbat din 1 Mai în Mihalache. Da. Și de la Piața Chibrit, de la Piața 1 Mai încolo, începe, vine podul Constanța și urmează cartierul București Pajra. Noi. București Noi, da. Da. Se ramifică o stradă după podul Constanța, se ramifică în stânga către cartierul Chitila. Da. Și o să Chitila, iar drept înainte este cartierul București Noi. Da. Și care are mai multe subraioane, sub arondismente. Iar Pajura este un astfel de subraion, să zicem. Da. Cam asta. Bine. Păi atunci îți mulțumim că ne-ai plimbat și astăzi și să ne vedem cu bine data viitoare. Toate bune! Toate bune!